Bun venit la știrile de sabat. Sunt Rareș Lazăr și te invit să le descoperim împreună. 19 februarie este ultima zi în care poți sprijini proiectul coordonat de pastorul Mihai Brașov, care urmărește strângerea de fonduri pentru o ambulanță dedicată spitalului Adra din Irak. În plus, dacă proiectul supus finanțării pe Bursa Binelui strânge o sumă mare de la numeroși donatori, Banca Comercială Română va dubla suma atrasă de la donatori până în limita a 5.000 de euro. Fii samaritean, donează minim 7 lei și distribuie această informație în rețelele sociale. Toate detaliile se găsesc pe site-ul și pe pagina de Facebook a conferinței Muntenia. Mergi pe jos 7 km. Fă o poză frumoasă pe traseu. Donează 7 lei. Aceasta este campania ADRA România, prin care se dorește utilarea spitalului pentru refugiați din Irak cu ambulanță pentru cei 100.000 de refugiați din tabăra Hasan Shah. Dacă 7.000 de persoane vor dona cel puțin 7 lei, vom strânge banii pentru această ambulanță. Conferința Muntenia sprijină acest proiect. Alătură-te și tu nouă! Este tratarea bolilor prin schimbarea stilului de viață o noutate absolută sau recunoașterea influenței adventiste în medicină? Aceasta este una dintre întrebările care apar după recunoașterea acestei specializări de către Colegiul American al Medicinei Lifestyle în luna octombrie a anului trecut. Spitalul Universității Loma Linda a fost întotdeauna în avangarda tratării bolilor prin stilul de viață, iar aceasta a făcut parte din moștenirea și rădăcinile noastre încă de la înființarea primului sanatoriu în anul 1905, a spus Brenda Rhee, specialist în medicină de familie și medicină preventivă. Astfel, acreditarea a 7 medici din cadrul Spitalului Universității Loma Linda ca specialiști în stilul de viață și aflarea lor printre primii 200 de medici din Statele Unite specializați în acest domeniu nu face decât să recunoască această tradiție a Bisericii Adventiste de ziua a șaptea în domeniul medicinei și să recunoască influența sa în acest domeniu. Continuăm să fim primii în acest domeniu, a spus dr. April Wilson, profesor în cadrul Universității Loma Linda. Această acreditare recunoaște această ramură a medicinei ca specializare legitimă și faptul că suntem calificați să continuăm să facem ceea ce am făcut în ultimii 100 de ani ai acestei instituții. Sâmbăta trecută în Biserica Grant din București a avut loc cea de-a șaptea întâlnire cu tinerii în cadrul unui program de întărire a valorilor religioase și sociale. Prin proiectul Construiește-ți moștenirea ne dorim ca tinerii să poată învăța adevăratele valori care să-i schimbe atât pe ei cât și pe cei din mediul lor apropiat. Într-o societate secularizată în care ideile părinților sunt considerate demodate, tot mai mulți tineri sunt influențați de prietenii din anturaj și se îndepărtează de valorile creștine autentice, a precizat Călin Angheluș, prezbiter de tineret în Biserica Adventistă Grant. Invitatul special al serii, pastorul și speakerul educațional Dragoș Brașoveanu, a vorbit tinerilor despre a avea sau a deveni. Presărată cu multe ilustrații explicative, tema susținută de Brașoveanu a adus înaintea tinerilor ideea de succes care trebuie privit în trei direcții. Să știi de ce te-ai născut, să crești cât mai aproape de potențialul tău maxim și să ajuți la creșterea semenilor tăi. Noi vom încerca în continuare să atragem invitați valoroși și relevanți pentru domeniile de interes ale tinerilor. Cei care doresc să participe la următoarele evenimente organizate în cadrul acestui proiect sunt invitați să acceseze periodic pagina de Facebook a bisericii noastre, a transmis Sorin Goleanu, pastorul Bisericii Adventiste Grant. Cu ocazia Sabatului Libertății Religioase, conducătorii bisericii îi încurajează pe credincioșii adventiști de ziua a șaptea să aprofundeze semnificația termenului de libertate religioasă. Doctorul Ganun Diop, directorul Departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă, spune că pentru credincioșii adventiști, libertatea religioasă a însemnat întotdeauna mai mult decât principiile legale sau filosofia constituțională.
Uneori există tendința de a vedea libertatea din perspectiva beneficiilor pe care le putem avea de pe urma ei, spune doctorul Diop. Ne gândim la ea ca la un drept fundamental, o valoare socială și legală care trebuie apărată. Însă, potrivit lui Diop, pentru credincioși și adventiști, ideea de libertate are o semnificație spirituală mai profundă. Libertatea este un element central al relației de dragoste pe care Dumnezeu dorește să o aibă cu omul și Iisus a spus foarte clar că El a venit pentru a aduce un mesaj al libertății care atinge toate domeniile vieții. Sabatul libertății religioase este organizat în anumite regiuni ale lumii în a treia sâmbătă a lunii ianuarie, iar credincioși și adventiști sunt încurajați să se roage pentru milioanele de bărbați, femei și copii care continuă să sufere pentru că își ascultă vocea conștiinței. Acestea au fost știrile de sabat. Până data viitoare îți doresc numai bine!